Bună seara, dragii mei, sunt Arotela cu o nouă etalare la alegere despre cum va fi primul sărut cu o anumită persoană dragă, evident, sau următorul, poate că nu e chiar primul sărut, dar este după o perioadă de pauză, după o perioadă de despărțire, de separare din diferite motive. Poate v-ați certat, poate ați fost plecați în, eu știu, cu jobul în altă parte, în deplasare, în străinătate. Fiecare are motivele sale să se separe din când în când o anumită persoană. Dar că este primul, că este următorul după o lungă perioadă de tăcere, variază. Am zis să mai schimbăm un pic, să mai adaug. Am mai făcut parcă de-a lungul timpului, nu știu dacă chiar primul sărut, dar am mai făcut etalări de genul ăsta și să mai schimbăm un pic nota etalărilor. Mai ales că la nivel național și atmosfera destul de tristă și avem nevoie de altfel de energie. Nu putem să stăm în energia aceasta, da? Trebuie să facem tot posibilul să ne ridicăm. Și ce ne poate ridica în vibrație cel mai bine decât un sărut? Aveți de ales între varianta a întâia, a doua și a treia. După cum vedeți, am ales deja cărțile, pentru că am vrut să folosesc mai multe seturi de cărți și altfel îmi ia foarte mult timp dacă fac asta online. Deci, online. Adică, în timp ce filmez, aveți încă o dată numărul 1, inelul acesta de argint cu calul, numai elemente de argint. Numărul 2, medalionul acesta, cu o lacrimă, aș zice. Și numărul 3, îl vedeți, nu este Buddha, dragii mei, ia să vedem. Se vede suficient de bine, este Shiva. Shiva care radiază. E un simbol solar, dar nu uitați că Shiva este un simbol solar. Aș spune, calul pentru mine este un simbol care ține de foc. Cred că sunt vreo trei. Foc, pentru că este, da, foc și aer, aș spune. Pentru că aleargă, are nevoie de mișcare, de aer. Și foc pentru că are pasiune în el. E nărăvaș, un armăsar. Și al treilea ar fi un simbol care ține de apă, că seamănă oarecum cu o lacrimă. Poate aceste elemente să vă inspire în alegere. Acum, contează, nu contează. Elementul spiritual, poate sunteți voi, poate sunt ei, sau poate este, eu știu, ceva. Dar nu neapărat să fie spiritual, nu vă fixați doar pe ideea de spiritualitate, cât și pe ideea de căldură care radiază. De energie vibrantă, exuberantă. Da? Deci, încă o dată, vă mai arăt. Eu zic că v-ați ales, dar totuși, calul 1, aș zice lacrima 2, deci nu e chiar lacrima, dar în fine. Și al treilea, Shiva. Acum, pun cărțile deoparte și o să încep etalarea. Evident. Evident că, deși le-am văzut în timp ce au venit cărțile, nu am stat să le citesc, pentru că mă grăbesc să fac etalarea. Însă, au venit cărți interesante. Hai să vedem. Pentru numărul 1, a venit regele de bâte. Am cerut din setul meu de cărți imagini. Și au venit imagini, dar nu muse arcane majore. Dragonul. 4 de pământ. Cum să fac să le vedeți, și integritatea. Să vedem altfel mai bine așa. Dragul aici, îmi place regele de claps, îmi place regele de foc, arată bine. Bine, toți regii arată bine. Rest and relaxation. Ce mai este, demonstrează dragostea. Seed of the heart, 25, și Gaia, superbe cărți. Dar stările sunt diverse. Este o etalare în care încerc să prezint o atmosferă generală. Aș vrea să o refac, nu să refac, să o continui această etalare sub o altă formă, nu vă zic, nu de alta, dar nu vreau să fiu plagiată. Ideea este că acest cal, am spus de când v-am inspirat cu alegerile,
simbolizează libertatea. Amândoi cred că sunteți într-un fel sau altul nărăvași și vă place libertatea. Sau cel puțin unul dintre voi. Dacă nu amândoi, măcar unul. Dar ori opozițiile se atrag, ori aveți acest aspect și unul și celălalt, pe care va trebui să-l rezolvați într-un fel sau altul, nu? Ori sunteți stabili în libertate împreună, ori vedeți cum faceți, cum rezolvați această problemă a libertății. Ce simt în legătură cu acest prim sărut? Patru de pământ, integritate. Sunt stări diverse. Ideea este că această carte, odihnă, relaxarea este esențială. Toți avem nevoie să luăm o pauză, interesant. Posibil pentru unii acest sărut să vină după o lungă pauză între voi. O distanță, o pauză, ceva s-a întâmplat în relația voastră, deși nu asta vreau să spun. Inițial venise alt mesaj, dar citind mai jos am primit pe al doilea. Deci vine acest sărut după o lungă pauză, lungă, lungă, suficient, interesant cum vine, suficient cât unul dintre voi să-și adoarmă simțurile. Să se relaxeze în ideea că poate unul dintre voi nici n-a mai sperat că va mai fi acest sărut. Pe de altă parte, acest sărut, dacă n-a mai sperat unul dintre voi, vine din partea celuilalt sau a unuia dintre voi să demonstreze dragoste, da? Tocmai pentru că a fost această lungă pauză și celălalt oarecum s-a răcit, nu s-a răcit musai, dar s-a relaxat, simțurile nu mai sunt ca la un moment dat, n-au fost, n-au mai fost, da? Și celălalt trebuie să demonstreze dragoste, dar dragoste, dragii mei, scrie dragoste, nu pasiune. Trebuie să găsiți ce este important pentru cei pe care îi iubiți. Eventual, acest sărut va fi oarecum, nu demonstrativ, cel care vrea să demonstreze dragostea după o lungă pauză, va încerca să caute în mod subtil, pentru că sunt cărți care arată subtilitate în acest moment, într-un mod subtil va încerca să vadă ce vă place. Eventual voi, evident, vedeți unde sunteți, dar totuși eu simt că cealaltă persoană va încerca să vadă ce vă place. Și va fi pasional, dar nu în sensul sexual al cuvântului atât de mult. A apărut, dragii mei, a apărut regele de foc. Da, și ce bărbat frumos, da? Și ce bărbat frumos, cuceritor, care își știe calitățile, își cunoaște și potența, că vorbim totuși, da? Un sărut se poate lăsa și cu, da, alte activități. După aceea. Ideea este că simt că acest rege de foc în mod special și ne se simte în energia aceasta de foc masculină, cuceritor de obicei, plin de nu doar pasiune, de sexualitate, mă, da, cum se uită, da? Vrea să demonstreze dragoste, nu sexualitate față de femeia sa, pe care o vede într-un mod absolut divin, da? Gaia, împărăteasa. Deci un rege vine la o împărăteasă. Poate să fie o diferență de vârstă între voi. Și din acest motiv, ce fiorami, da, apare ca și light motiv în acest moment de intimitate, integritatea. Și patru de monede sugerează că unul încearcă să, unul dintre voi, probabil cel care este mai în vârstă sau într-o anumită situație, să zic, este mamă sau că avem Gaia și o femeie, da? Sau este într-o structură oarecum, s-a fost educată într-o anumită manieră încât să nu se deschidă. Patru de monede pentru mine înseamnă restricții. Și în acest context, restricțiile ar putea să fie de natură emoțională, inclusiv sexuală. Și atunci, integritatea, diferența de vârstă pentru unii, distanța, pauza care a fost între voi,
Această educație pe care cel puțin unul dintre voi a primit-o și cu care se va lupta în sinea sa. Cedezi sau nu cedezi acestei atracții? Evident că atunci când te săruți, teoretic, eu așa gândesc, așa mi se pare normal să fie atracție, da? Sunt oameni care probabil se sărută și fără atracție, nu știu cum ar fi asta, dar vorbim totuși de cei care sunt de bun simț. Și aici este problema. Cum iese cel puțin o persoană din aceste restricții autoimpuse sau pe care le-a căpătat prin educație și care, după cum vedeți, îi însângerează pentru că îi obligă într-un fel sau altul sau nu că îi obligă, îi fac să piardă un aspect al lor și un moment important între cei doi și un aspect al lor foarte important, intimitatea exprimată și prin sărut și eventual aceste lucruri se vor simți și în felul în care se vor exprima din punct de vedere sexual. Iar cred, simt că pentru unele doamne va fi destul de greu. Mai ales dacă e o diferență de vârstă, de educație, cum am spus, mă repet, ca să continui ideea, și diferență de spiritualitate, pentru că e împărăteasa, femeia divină, dacă, bănuiesc că dacă ascultați tarot, cel puțin câteva persoane, femei, care ascultă la numărul 1, au lucrat cu înspre creșterea lor spirituală. Și atunci se pune iar problema integrității din perspectivă spirituală. Pentru că nu vreți doar un sărut, știți că femeia divină vrea mai mult decât un simplu sărut. Iar sunt chestiuni pe care femeia și le va pune în sinea sa, evident că nu va arăta, dar simt că bărbatul va simți parte din stările ei, le va intui. Asta pentru că apare această carte a relaxării și a odihnei, care pentru mine și Neptun în imagine, da, care pentru mine sugerează casa a 12-a peștilor, da? Care printre multe simboluri reprezintă și intuiție, telepatie sau stări pe care le percepe celălalt și voi nu le știți că de fapt le percepe. De aia spun, cred că bărbatul va simți stările și, eu știu, va simți într-un fel sau altul. Și tocmai din acest motiv, din cauza acestei pasiuni și iubiri, Gaia înseamnă, dragii mei, împărăteasa înseamnă dragoste. Dragoste la superlativ. Da? Își va dori să demonstreze dragoste, repet, nu sexualitate, nu atractivitate, nu doar o dorință trecătoare. Și din acest motiv, acest bărbat plin de pasiune, cartea a venit invers. Simt că își va tempera un pic. Își va tempera un pic impulsurile tipice pe care le are, tocmai ca să experimenteze, să și demonstreze o dragoste specială pe care o are pentru această femeie, pe care o onorează și iar îmi vine să plâng, ce am, domnule? Și pe care, din cauza distanței și a pauzei care a fost între voi, probabil că n-a putut să o onoreze și să o iubească așa cum consideră el că merită. Pe de altă parte, apare dragonul și 4 de monede. Ar putea să fie reținerea, să fie și din partea lui, nu din partea Doamnei, dar reținerea să fie dintr-o altă perspectivă a egoului. Să încerce să lucreze, să-și lucreze curajul, chakra a treia a energiei. Nu că n-are energie, are foarte multă energie, dar, repet, în preajma acestei e împărăteasă, nici măcar, da, nu e o regină, nu sunt două, este o împărăteasă, adică 4 într-1. Iar în fior. Și împărăteasa, repet, înseamnă și dragoste. Afară de valoarea sa separată de el sau de alte personaje, persoana aceasta reprezintă și dragoste la superlativ pentru el. Și atunci, egoul acesta, curajul, probabil că a fost provocat, poate și pauza s-a întâmplat din cauza că n-a avut curaj să vină înspre această persoană și a preferat eventual să se ducă cu alte femei, că de-aia integritatea ca și subiect, iar să se ducă cu alte persoane mai vulnerabile, mai, nu vulnerabile, mai deschise și cu stimă de sine mai puțină, da? Dispuse să ofere
lucruri mai puțin valoroase. Însă, în preajma acestei femei va trebui, în acel moment, regele de bâte va trebui să se rețină un pic și să-și lucreze curajul ca să facă acest gest. Eventual, cu acest dragon văd că e ochiul, da? Ochiul. Probabil, uitați-vă și cum se uită, da? O va studia îndelung pe, eu știu, doamna sa. Pe doamna sa, acest bărbat, acest rege, acest personaj foarte special. Și am spus de-a lungul timpului, regele de bâte pentru mine este o persoană foarte creativă, expresivă. Printre cei mai expresivi, dacă nu cel mai expresiv dintre regi, da? Regele de spade nu se exprimă atât de bine, regele de monede nu se exprimă în sensul verbal și prin gesturi, nu mai zic de la nivel nu, acum fiecare are sexualitatea sa, nu comentez acum tipuri de sexualitate, dar spun că este artistul dintre toți regii, acesta este artistul. Da? Cel care când intră într-un spațiu, toate femeile se uită, pentru că n-au cum să nu se uite. Acum, dacă mai simt și altceva, e altă poveste, da? Deci, acest tip de bărbat are un respect și o dragoste specială pentru această femeie și eventual o studiază o perioadă până își face curajul să facă acel gest de special în care încearcă să demonstreze dragostea, repet, și nu atracția. Este un moment destul de special. Probabil că va trebui, nu probabil, cred, așa simt, că va trebui să fiți foarte relaxați. Această carte îmi spune foarte multe. Va trebui să fiți foarte relaxați. Eventual, find out what is important. Asta, cum poți să afli ce este important pentru cei pe care îi iubești dacă nu și acționează conform, dacă nu vorbind? Nu văd cărți care. Adică, decât numărul 3 ar putea să exprime, da? Ideea de comunicare, dar poate să fie comunicare și non-verbală, da? Intuitivă. Dar pentru asta vă trebuie relaxare. Va fi într-un moment în care sunteți amândoi relaxați. Cu alte cuvinte, femeia începe să devină deschisă, nu neapărat dezbrăcată, deschisă, și să încerce să renunțe la restricțiile pe care și le pune. Și cum poți să renunți dacă nu doar, dacă nu în momentele de relaxare? Pentru unii simt că probabil va fi ceva muzică în preajmă, da, va fi muzică pentru unii dintre voi. Dar această femeie va fi observată din multe perspective. Dar Pantera, ia uitați, Pantera! Cine e Argea în fior, Doamne? Pantera, cine poate fi mai Pantera decât regele de pâte, nu? Decât acest personaj. Nu vă mă refer la zodie, da? Oricine poate fi, de dreptul oricărui bărbat să fie pasionat, să fie rege de pâte, da? Nu contează zodia. Cine poate fi mai panteră dacă nu acest bărbat? Uitați-vă cum se uită și cum studiază, da? Reptilianul din el. Și știm că și felinele au ochi de reptilă, da? Într-un fel sau altul. Dar va prefera, după cum vedeți, uf, ce inspirație vină, ce mesaje vină. După cum vedeți, încearcă să se uite în altă parte, iar să-și tempereze impulsul de a sări pe această femeie și să o transforme din zeiță în altceva. În acest motiv, așa simt, e o tentație mare, dar pe care o lasă undeva deoparte, vedeți, mărul este intact. Iar apare bufnița. Încearcă să observe dintr-o altă perspectivă mai înaltă. Bufnița este și ea tot animal de pradă, dar reprezintă înțelepciune. Încearcă să fie înțelept ca să nu strice lucrurile, pentru că au trecut printr-o lungă pauză, printr-o lungă distanță. Și ce e foarte frumos este că acest sărut va fi sămânță de inimă, nu? Seed of the heart, ce frumos sună! Sămânță de inimă. Se va începe o nouă relație, va însămânța ceva. Nu, vorbesc de sărut, nu de act sexual. Probabil că o să fac o etalare și despre așa ceva dacă vreți. Fiind mama, împărăteasa și sămânța, sunt elemente care țin și
bărbatul fatal, să zicem, dar care nu mai e fatal acum, este altfel, schimbat. Da? Sunt elemente care anunță începerea unei noi relații. Da, este și primul sărut, dar nu va fi adică nu se va limita doar la primul, se va continua povestea. Cum ce va urma. Dar ce este foarte frumos aici este dorința, cred că a ambilor, să Gaia, sau mai bine zis Venus, dragostea, evident că poate să vă reprezinte pe amândoi. Și am vorbit până acum despre el, cam prin ce stări ar putea să treacă, dar și Doamna, reprezentând cât ar fi de evoluată spiritual, reprezentând iubirea, va dori să însămânțeze lumină și dragoste în sufletul și în trupul acestui bărbat. Și o va face. Și o va face. Și iar simt că acest sărut, eu acum, știți etalările, nu pot să exprim cuvinte banale când vorbesc despre lucruri atât de minunate. Nici nu pot să vă spun acum ce tehnică va folosi, da? Cât va fi de apus sau de, eu știu, apăsat sau vă va mușca de buze sau... Nu aici vreau să ajung, ci să intru în profunzimea momentului. Chakra tea reprezintă energie. Aici iar văd o imagine care reprezintă o sămânță de energie. Acest bărbat va fi energizat sau trezit la spiritualitate. Mulțumesc. M-am întrebat câțiva, cui mulțumesc eu când mă mai opresc așa? Vă rog frumos să răspundeți-le lor. Eu cui îi mulțumesc când primesc informații la care nu mă așteptam, da? El va fi însămânțat cu o energie specială, spirituală. Poate că o are, dar este foarte specială venind de la această împărăteasă. Iar ea va învăța să fie vulnerabilă, să treacă peste aceste... ce s-ar pus să treacă peste restricțiile pe care și le-a pus de-a lungul vieții în relație cu acest personaj și mai ales din cauza distanței sau ce a fost pauză între voi. Femeia divină poate să fie și ea vulnerabilă, nu în sensul care, într-un sens care afectează integritatea, nu exclus. Dar veți trăi și veți vedea, dar simt că această femeie va fi iubită cu defectele ei, cu tot. E o dragoste adevărată, totală. Dar pentru asta trebuie să învețe să fie vulnerabilă, să aibă și încredere. Iar revenind la încredere, avem chakra a treia. În această imagine, uite, avem albastru, că tot ziceam de comunicare. Comunicare, 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 până se deschide chakra inimii și intrați amândoi într-o lumină specială. Da? Cred că va fi un sărut nu, din acela în care vă rupeți hainele pe voi, nu, 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 și săriți, eu știu ce mai faceți, da? În pat, pe mese, nu, va fi foarte tacticos și blând, blând, pentru că iar îmi dau lacrimile, de ce? Probabil că o să și plângeți. Unul dintre voi sau poate amândoi. Hai să vedem, dragii mei, cât am vorbit. Vreau să vedem și din cărțile acestea cu imagini, nu sunt chiar atât de sexuale ca alte cărți, mie îmi plac. Dați-mi. Extraordinar împărăteasa, hai. Pentru numărul 1, când va fi primul sărut. Deci a doua oară împărăteasa, doamnelor. Nu știu câți bărbați ați întâlnit care să vă adore și să vă
respecte și să vă onoreze ca acest bărbat, că știți că nu știți iaute, domnule împărat și marele preot. Împărăteasa și marele preot. Da. Interesant, la capătul setului de cărți, 5 de bâte, aveți pe cineva în preajmă care vă urmărește în ambele cărți. Ori pe ei, ori pe voi. Există personaje geloase. Eremitul iar sugerează o pauză în care ați visat unul la celălalt. Poate, am zis, dacă posibil pentru unele doamne să fiți căsătorite sau ei să fie căsătoriți, dar nu obligatoriu. În primul rând, marele preot reprezintă iar un personaj cu o creștere spirituală specială, profesor într-un fel sau altul. De-aia a zis, e o chestiune de integritate. Cum să mă duc eu cu acest bărbat? Da, toată lumea e frumos, arată bine, dar totuși statutul meu, spiritual, profesional, social, da, că sunt crescut, acum poate să fie și el crescut, e o chestiune de tradiție, poate și el să fie crescut într-o familie cu bani sau eu știu de care. Sau, da? Iar sunt niște chestiuni care se vor pune și iar male preot cu integritatea avertizează spre niște gânduri pe care le-ți avea, dar peste care va trebui să treceți. Pentru că în acest sărut nu este doar pasiune, nu. Este o legătură spirituală care trebuie manifestată. Și interesant, în aceste de cărți, în spatele acestei femei divină există ce? Șarpele Kundalini. Are acest potențial de a trezi Kundalini prin sărutul său. De a trezi o anumită energie, nu doar energia sexuală e una, Kundalini este alta și foarte mulți îl confundă Kundalini cu energia sexuală. Doar pentru că are locul într-o anumită chakră. Acolo doarme, apropo de dormit, acolo doarme șarpele. Dar Kundalini nu înseamnă doar energie sexuală. A, că se poate manifesta și prin sexualitate. Și asta mi-atrage atenția că dacă vor fi, evident, influxuri sexuale, vor fi de natură spirituală, vă veți trezi Kundalini, clar. Eventual, posibil pentru că e un bărbat, bărbatul să-și dorească foarte mult, foarte mult, să fie într-o legătură, măcar legătură stabilă, poate că în gândul său și-o dorește ca și soție, pe această femeie, bine, alegerea, liberul arbitru al fiecăruia, este dorința lui. Însă, își dorește să manifeste stabilitate, respect și această legătură spirituală pe care a simțit-o în pauza și distanța care a fost între ei. Nu știu, un moment foarte delicat și foarte, da. În plus, să nu uitați că există persoane geloase. Persoane geloase. Da. Cu puterea o să încerca să vă reține și unul și celălalt, dar nu pentru mult timp. Nu pentru mult timp. Pentru că este energie foarte puternică, o atracție teribilă între voi. Da. Bărbatul are tendința să fie posesiv, dar evident că își va mai elabora stările și dorințele pe care le are față de această persoană, față de această femeie, am zis, pe care o vede foarte diferit, ca o zeiță, ca o... Iar probabil un simț matern sau ceva. Da, se va simți ca acasă lângă această femeie, ca acasă. Da. Da. Cam atât deocamdată, sper că v-a plăcut. Am zis că o să fac și să bat format. Uf. Și iar era cât pe ce să plâng și la această etalare. Dragii mei, îmi strâng cărțile și mă pregătesc pentru numărul următor. Bună seara, dragii mei! Haideți să vorbim despre numărul 2, cei care ați ales acest medalion din argint. Eu tot timpul asemui cu o lacrimă.
Probabil că a existat, ieșiți dintr-un ciclu, interesant eu, ca un cerc care începe să se răsucească, încercați să ieșiți din niște cercuri vicioase unul dintre voi sau tradiționale, să ieșiți, să rupeți ceva și să-i schimbați forma. Eventual să... A, interesant, e ca o lume, da? Să ieșiți dintr-un... să încheiați un capitol, să începeți un nou capitol, da? Poate că au fost lacrimi între voi. Hai să vedem ce apare eremitul. Interesant e că a venit invers. A fost o tăcere, clar, nu știu pentru cât timp eremitul reprezintă tăcere, o perioadă întunecoasă în care v-ați căutat, cel puțin unul dintre voi și-a căutat lumina. E interesant, da? Iar întuneric și ieșit la lumină, bârlogul, ursul. Foarte interesante cărțile. Knowledge. Avem un număr nou, ce ar putea să fie. Treasure, your loved ones. Flacăra cristică și Angel of Jupiter Awakened. 8 de foc. Și 8 de foc. Unde să le pun pe acestea? Sper să nu vină să plâng ca la celălalt număr. Ați plâns, cred, în această perioadă de tăcere în care, sau cel puțin, persoana care a intrat sau a trecut printr-o lungă perioadă de căutare de sine, la noaptea întunecoasă a sufletului, da? Eu cred că amândoi ați suferit, pentru că aici este, simt că este o persoană, da? Este o doamnă, o fată, tristă. Și aici avem un element care, un animal care ține de masculin, ursul. Mie mi se pare ursul ca fiind masculin. Și cerbul, probabil că, așa simt. Iar Jupiter, casa 12 și a 9. Elemente feminine și masculine, dar se trezește. Am așa o stare de ca și când cred că unul dintre voi va avea așa o reținere. Să sărute sau să nu sărute. Să arate dorința. 8 de spirale de foc înseamnă dorință, dorință intensă. 8 de bâte, e similar cu 8 de bâte. E un foc aici care arde și care ar trimite ploaie de flăcări. Da? Să arate persoanei drage, da? Cât pasiune simte. Mai ales că a fost o perioadă de tăcere, de probleme mari, dar necesară ca să se găsească lumina. Unul dintre voi, în mod special persoana masculină, iese din... Și eremitul, știți, sugerează un călugăr care călătorește prin frig și întuneric. Ursul iese din bărlog, da? E ca un soi, ca o primăvară. Bărbatul se va simți în acel moment ca și când atunci începe să simtă viața. De ca și când atunci a văzut pentru prima oară soarele. Deși soarele a zăcut în el, am senzația că neconștientizat. Soarele în sensul înălțător și frumos al cuvântului. Soarele este elementul masculin. Asta pentru că, totuși, cercul lacrima sugerează elemente feminine. Poate că a fost pasiv în relație cu voi, sau timid, sau s-a retras pentru că a avut niște lucruri de învățat. A trebuit eventual să se elibereze de niște lucruri ca să se poată manifesta această întâlnire. Dar această întâlnire este revelatoare, da? Faptul că a venit totuși eremitul invers, pentru mine eremitul invers înseamnă că se încheie, pe cale să se încheie o călătorie în întuneric. E pe cale să apară soarele, primele raze de soare. Poate nu fi soarele acelea de august, dar sunt primele raze, da? Și
cu cât vă apropiați mai mult unul de celălalt, cu atât acest soare devine din ce în ce mai dogoritor. Cu cât veți sta mai mult în preajma unuia și a celuilalt, acest bărbat va simți o pasiune, dar îngerul Jupiter se trezește. Jupiter ce înseamnă? Foc, înseamnă expansiune, dar și spiritualitate. Se va trezi un foc special în acest bărbat, în momentul în care va fi în preajma voastră și mai ales în momentul în care vă veți săruta. Posibil să vină de la o distanță, să facă o călătorie, debut înseamnă și o călătorie, dar o călătorie val vârtej în care simte că gata, nu mai pot să stau în tăcere, nu mai pot să stau în întuneric, vreau să ies din acest bălog autoimpus sau, cum să zic, sau impus de alte restricții, cum a fost cu COVID-ul, cu criza financiară, poate probleme personale financiare sau poate statutul, eu știu, cuiva, familie, ce-o fi, da? Pentru că ursul pentru mine se reprezintă și tradiții, dar vrea să iasă din acea perioadă sau acele tradiții care îl țin închis, îl țin oarecum într-o stare latentă. Da? Latentă în ce sens? Am zis, e un soare care a dormit, este un foc masculin, un potențial masculin spiritual foarte puternic, dar care a dormit până acum. Nu că n-are energia, a folosit energia respectivă altfel, într-un context întunecat și rece. În prezența voastră, deja prinde viteză, lucrurile se accelerează. Cu 8 de bâte, va dori să mergeți în continuare cât mai repede, să fiți împreună, hai să avansăm relația. Dar există o notă de tristețe în ochii Doamne. Poate să fie tristețea datorită tăcerii prin care ați trecut. Poate să fie o anumită tristețe din cauza care a rămas în ochii ei din cauza dorului pe care l-ați simțit unul față de celălalt în perioada aceasta de însingurare, de tăcere. Ce mai simt? Simt că în toată această perioadă, da, ce frumos, în toată această perioadă, acest personaj a primit semnale, aceste, vedeți cartea? Păi nu că mă laud, dar chiar îmi plac cărțile făcute de mine. Și știu și poezia, după care am făcut lucrarea. Vedeți, acest înger coboară dintr-un spațiu foarte frumos, foarte elegant, da? Condiții superbe, aici sunt niște stâlpi, da? Dar spațiul este alb, este rece, da? Nepopulat, e un loc gol și este obligat să treacă prin acest întuneric ca să descopere adevărata lumină. Albul nu înseamnă musai lumină, da? Lumina înseamnă altceva. De fapt, reprezintă toate culorile, dacă stau să-mi aduc aminte, da? Și în această călătorie, prin problemele pe care le-a trecut, acest personaj a primit semnale. Aici vreau să ajung. A primit semnale. Cum să vă întâlnească? Cum să ajungă? Da, subtile. Da. Pene mai mari, mai mici. Și este una colorată care atrage atenția asupra dragostei. Dintre toate semnale, una atrage atenția asupra dragostei. Este un verde și a comunicării. Nevoia de a comunica și de a-și deschide sufletul. Pentru că a trăit, repet, în întuneric, într-o lume de gheață. Și nu zic că nu fi avut aventuri, pentru că apare totuși cunoașterea. Poate că știe să sărute. Probabil că știe să sărute acest personaj. Dar va învăța să facă diferența între tentație, măr și dragoste. Dragostea care pentru mine înseamnă lumină și dragostea pe care o simte în trupul său deja, da, mâna radiază dragoste, începe să se manifeste în preajma acestei femei care este în vibrație cristică. Are și ea multă pasiune.
de împărtășit, de oferit, dar și multă dragoste. Este și verde, da? Poate aveți, unele dintre voi aveți părul albastru, cum știți că mai fac și eu părul albastru, pentru unele, nu pentru toată lumea. Dar albastru sugerează nevoia de comunicare. Felul în care veți comunica cu acest bărbat îl va ajuta să se trezească la o dorință de a-și extinde cunoștințele, chiar și în materie de, eu știu, sexualitate, da? Felul în care vă veți săruta îi va face să înțeleagă că, da, toate tehnicile pe care le-a învățat, le știe deja, experimentat în acea lume rece, în care poate a căutat tentații ca să-și încălzească sufletul, dar n-a găsit lumina, a trebuit să treacă prin probleme. Da. Ce e interesant în acest set de cărți, în această carte văd, vreau să zic că văd un soi de as de cupe aici, as de cupe, o nouă dragoste se va naște în sufletul acestui bărbat. Acum că vorbim și de femei, nu ar trebui să vorbești de femei, totuși mie mi se pare bărbat aici, un tânăr bărbat. Care ar putea să fie, ba, uite, văd și un as de monede, o nouă dragoste cu potențial de lungă durată. Acest lucru se va întâmpla, se va manifesta într-un spațiu închis. Probabil că într-o perioadă de restricții vă veți strecura unul către altul, lumina, dragostea vă va strecura unul către altul și veți fi împreună într-un spațiu închis, sigur, da? În care puteți să vă, da, în care, da, veți dori să vă protejați unul pe celălalt. Și iată ce este important, să iubești pe ceilalți profund. Aici este. Veți simți dragoste profundă, unul față de celălalt. Și, dragii mei, asta este. Da, dragostea profundă aduce, într-adevăr, un sentiment de bucurie, dar uneori nu râzi când simți dragoste profundă. E chiar o tendință spre tristețe din cauza faptului că nu ai simțit-o până acum, că a trebuit să suferi până acum ca să o simți. Probabil că o anumită vârstă există între voi sau a unui, a celuilalt. Este un sărut la maturitate pentru unii dintre voi. Există o notă de tristețe în acest sărut. Oare de ce? Poate și din cauza restricțiilor. Tocmai acum, când sunt restricții, voi vă întâlniți, experimentați acest început de dragoste, de relație de lungă durată, dorința de a vă extinde, expansiunea tipic jupiteriană, da? Care trebuie să se manifeste într-un interior limitat din punct de vedere fizic. Dar, dragii mei, poate este mai bine așa. Ia uite, acum văd și lumea, o nouă lume, aveți un 10. Poate 10 să reprezinte data de naștere a cuiva sau luna octombrie. Poate unul dintre voi născut în octombrie sau pe data, pe data de 10. Interesant, ce mai văd și 6 pentru unii. Și 9, 6, 9, 10 să însemne ceva. Wow! Hui, ce stare! Acum știm, dragii mei, că lumile se separă. Nu știu cât va dura până la acest sărut. Dar trăiți un sărut foarte special în care, într-un moment istoric special în care lumile se separă, se separe, pardon, scuzați-mă, și această lacrimă, interesant, această lacrimă, eu cred că o să plângeți și voi. Unul sau celălalt veți plânge. Iar avem apă, iar avem lacrimi. Și iar lumea, e interesant, mai, și iar lumea despre care am vorbit, o nouă lume. Veți învăța să vă creați o nouă lume, doar voi doi. Și aici este cunoașterea pe care ați căpătat-o anterior și pe care o puteți, da, puteți face schimb de informații într-un fel sau altul și să vă creați această nouă lume. Și zici, măi, la ce ciudate și femeia asta, vorbim despre chestii de astea când
Ar fi trebuit să aflăm cum va fi acest prim sărut, dar, dragii mei, eu nu vreau să vorbesc, că am spus la numărul 1, despre tehnică. Da, ce va face, cum va folosi, cu această cunoaștere și cu această mână, cred că își va folosi mâinile. Mulțumesc de inspirație. Da. Când nu știți cui mulțumesc, vă rog frumos, întrebați pe cei care comentează, că ei vă vor răspunde. Deci, da, clar, își va folosi mâinile foarte mult. Și va încerca să vă protejeze, doamnelor. Nu știu, acest bărbat va dori foarte mult să vă protejeze. Nu că ați fi firave, dar sensibilitatea voastră și această flacără cristică este atât de... Și copilul interior din voi, poate că sunteți foarte vesele uneori, da? Declanșează în acest bărbat dorința de a proteja, de a se exprima și ca bărbatul divin, da, împăratul, protectorul care oferă spațiul, da, spațiul, securitatea acestui spațiu, dar și o energie maternă. Treziți în acest bărbat sentimente foarte profunde și de-aia zice, este important să iubești pe ceilalți profund. Treziți, apropo de awaken, treziți în acest personaj stări, emoții foarte profunde. Da? Am zis că e o energie feminină, emoții, emoții puternice. Și creați o nouă lume împreună și mai ales în sufletul acestui bărbat. Și el cum se va simți, repet, ca și când acum descoperă o nouă lume, o nouă lume, da? Un nou anotimp al vieții sale, nu contează vârsta, se va simți plin de pasiune, 8 de bâte. Va dori să sară peste obstacole, cum sar, dar peste toate obstacolele. Deci după acest, dacă a fost tăcere, după acest sărut, nu vor mai fi prea multe perioade de tăcere, pentru că acest personaj deja este înfocat, energizat, inspirat de soarele vostru, de lumina voastră, cât să treacă peste toate blocajele. Și cerbul, iar în anumite cărți, inclusiv aici în setul de animale, reprezintă bărbatul divin. Sau tradițional, da, tradițional. Hai să vedem energia. În cărțile pentru numărul 2. Ce alte cărți mai vin pentru numărul 2? Ce alte mesaje primim despre acest prim sărut? Dacă, sunt multe cărți? Hai să le las, că nu sunt chiar așa multe. Am zis, pasiune va fi valet.